Jocuri ieftine pe G2A. Accesează primul link din descriere pentru cele mai mici prețuri. Salut și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt cum instalați modul pe FS22 pentru că foarte mulți dintre voi încă nu știți cum să faceți acest lucru sau poate că sunteți noi pe acest joc și de asta nu știți cum să descărcați și să instalați modul pe FS22. Ei bine, în câțiva pași simpli aveți nevoie de un browser, intrați pe Google, iar aici în caseta de căutare scrieți simplu moduri FS22 pentru că asta căutăm, nu? Bineînțeles. Sau dacă aveți vreun utilaj specific pe care îl căutați sau vreun tractor, spre exemplu, UTB decapotabil FS22, UTB-uri FS22, Sania lui Moș Crăciun FS22, scrieți Sania lui Moș Crăciun urmat de FS22. Deci orice căutați, la sfârșit scrieți FS22 ca să vă dea ceea ce voi doriți. Dar eu în cazul de față voi scrie moduri FS22 pentru că am nevoie să văd o listă cu ultimele moduri apărute. Voi intra pe unul dintre linkurile afișate aici, să zicem pe al doilea. Mă hotărăsc întâi ce mod aș vrea eu să iau, iau uite, spre exemplu, aș vrea să descarc acest tractor pentru că este primul, Big Badul. Mă duc aici în partea de jos, caut butonul de download, apăsăm pe download. Ni se va deschide o pagină de descărcare unde, bineînțeles, căutăm iarăși butonul de download. Mai dăm o dată click pe el și pentru că fiecare site diferă, câteodată ți-l descarcă din prima, câteodată te trimite pe o a treia pagină unde trebuie să apeși download. Vedeți aici că deja modul se descarcă și următorul pas este să ne ducem în descărcări. Bun, a ajuns în folderul cu descărcări, aici unde mi se descarcă toate lucrurile din browser, o să dau click dreapta pe modul care tocmai mi s-a descărcat, îi dau cut, șap? după care mă duc în My Documents, în My Games, aici mă uit de folderul Farming Simulator 22, dăm click pe el, ne ducem în folderul Mods, click dreapta, Past sau Paste, cum vreți voi ca să-i spuneți și acum urmează să deschidem jocul. Bun, odată ce ați intrat în joc, vă duceți pe salvarea voastră, spre exemplu, eu o să aleg cea de-a treia salvare și aici ar trebui să vă apară toate modurile detectate în acel folder. Ei bine, în cazul nostru, acest Big Bad pe care îl bifăm și atenție, trebuie bifat pentru că altfel nu o să vi-l vadă în joc, după care apăsați pe pornește și astfel îl veți găsi în shop la categoria specifică lui. Ei bine, dacă v-a plăcut clipul de astăzi și vi se pare informativ, vă rog să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Ne vedem data viitoare, pa, pa!